Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină pentru scoaterea unei persoane care a rămas încarcerată în mașină în urma producerii unui accident rutier. Incidentul a avut loc pe autostradă în zona localității constanțene Valului Traian. În urmă cu aproximativ o lună, în același loc, o betonieră s-a răsturnat, iar șoferul a decedat. Accidentul de circulație s-a produs pe DN3 la intersecția cu A4. În incidentul rutier fiind implicat un tir care transporta cereale și care s-a răsturnat. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța, care a fost solicitat pentru acordarea primelor îngrijiri medicale, dar și elicopterul SMURD pentru preluarea victimei. A fost anunțat și am intervenit în urma unui accident rutier. Ne-am deplasat la locul intervenției, aici am găsit un autotren răsturnat. Așa, șoferul era prins sub cabină, deoarece intervenția a fost foarte, foarte greoaie și s-a lucrat foarte mult. Era lipită de parapet și foarte greu ne-am putut deplasa și ajunge la el. Ați colaborat pe parcursul intervenției cu șoferul? Bineînțeles, bineînțeles, ca de obicei. Așa se și face, se colaborează cu șoferul. Tot timpul se colaborează să-l știm că este în viață. Șoferul camionului răsturnat a scăpat cu viață, suferind traumatisme la nivelul membrelor inferioare și toracelui. Potrivit cadrelor medicale, starea lui era stabilă.